Nivelul tehnologic actual ne asigură un grad de confort nemai atins de-a lungul istoriei. Cu toate acestea, tehnologiile avansate prezintă și riscuri majore pentru sănătate. Alimentele de bază, precum carnea, peștele, legumele și fructele, sunt contaminate cu pesticide, îngrășăminte, metale grele și alte substanțe chimice nocive. Deși fără efecte detectabile pe termen scurt, acestea ne distrug, încet dar sigur, sistemul imunitar, având efecte ireversibile asupra sănătății, ce sunt transmise genetic copiilor și nepoților noștri. Pesticidele sunt substanțe chimice folosite atât pentru combaterea dăunătorilor, cât și pentru susținerea dezvoltării culturilor. Din nefericire pentru agricultura zilelor noastre, dozajul și frecvența utilizării pesticidelor depășește cu mult limita de siguranță, generând în timp intoxicații cronice. Similar, în zootehnie și piscicultură, se folosesc la scară industrială furaje suprasaturate cu antibiotice și hormoni de creștere. Aceste substanțe se regăsesc în carnea pe care o consumăm, distrugându-ne încet, dar sigur, sănătatea. Eliminarea rezidurilor de pesticide și îngrășăminte din legume și fructe și a antibioticelor și hormonilor din carne și pește este o prioritate absolută pentru igiena alimentară a zilelor noastre. Cum ne putem asigura alimente sănătoase lipsite de substanțe poluante? Cum putem elimina vaporii toxici, precum formaldehidele, din locuințele recent renovate? Ce putem face pentru ca ustensilele de bucătărie, jucăriile copiilor și, în general, obiectele de uz casnic să nu mai fie locul preferat de înmulțire a bacteriilor? Haideți să descoperim împreună câteva dintre secretele unei vieți sănătoase. Pornim de la un principiu vital arhicunoscut: nu putem trăi fără oxigen. O moleculă biatomică și un atom ionizat pozitiv, ambele de oxigen, se pot combina temporar, formând molecula de ozon. Atmosfera terestră conține ozon în troposferă, la altitudini între 8 și 16 km, și în stratosferă, la peste 50 de km. Ozonul absoarbe și reține razele ultraviolete, fiind o barieră protectoare indispensabilă existenței vieții pe Pământ. Ozonul este garantul unui ecosistem stabil, cel mai prețios dar al naturii. Datorită atomului suplimentar încărcat pozitiv, ozonul este un gaz cu caracter puternic oxidant. Drept urmare, prin oxidoreducere, ozonul distruge gaze nocive precum monoxidul de carbon, monoxidul de azot sau dioxidul de sulf, purificând eficient aerul. Mai mult, datorită proprietăților oxidante, ozonul distruge rapid structura biologică a bacteriilor, virusurilor și altor microorganisme. Dizolvat în apă, ozonul devine chiar mai eficace, studiile comparative atestând viteza de sterilizare cu ozon ca fiind mult superioară celei cu clor. Noua generație a igienizatorului Tien's Dicio pentru carne, fructe și legume îmbină principii din microbiologie, electronică, mecanică și tehnologii avansate pentru a utiliza cu maximă eficiență proprietățile unice ale ozonului. Ozonul ne poate îmbunătăți substanțial calitatea vieții prin distrugerea bacteriilor și a virusurilor, neutralizarea toxinelor, eliminarea eficientă a mirosurilor neplăcute, fiind soluția ideală pentru probleme precum poluarea hranei, proliferarea bacteriilor și calitatea scăzută a aerului respirat, fie acasă sau la birou. Este aproape imposibil să curățăm alimentele în profunzime prin simpla spălare cu apă. Plantele secretă un strat protector uleios, similar sebumului uman, cu rol de protecție la factorii de mediu. Substanțele periculoase, precum pesticidele sau bacteriile, aderă la acest strat protector. Detergenții obișnuiți pot îndepărta rezidurile de pesticide numai de la suprafața fructelor sau legumelor, nefiind capabile să le elimine din profunzime, cu atât mai puțin să distrugă bacteriile. Mai mult, în cazul menținerii fructelor și legumelor în soluții cu detergent și apă pentru un timp îndelungat, se produce un fenomen de poluare secundară. Bacteriile rețin detergent, care este apoi ingerat. Studiile arată că multe dintre produsele de curățare își cresc capacitatea de curățare sau sterilizare prin adausul de substanțe chimice foarte nocive pentru sănătate. După spălare, este foarte importantă clătirea susținută a fructelor și legumelor înainte de consum. Apa ozonată reprezintă o metodă sigură pentru eliminarea pesticidelor din fructe și legume prin folosirea ozonului pentru distrugerea legăturilor chimice la nivel molecular. Odată distrusă structura moleculară a pesticidelor, acestea se recombină chimic în substanțe inofensive pentru sănătate și fără a genera fenomene de poluare secundară. Prin tratarea cu apă ozonată, alimentele redevin sigure pentru consum. În plus, ozonul conține ion negativ de oxigen care prelungesc perioada de prospețime a fructelor și legumelor. Noua generație a igienizatorului Tien's Dicio pentru carne, fructe și legume este rezultatul remarcabil al eforturilor unor ingineri și experți de elită, fiind certificat de numeroase organizații internaționale. Se disting următoarele caracteristici: sistem de control tactil cu semnalizare acustică, set de sonde pentru ozon cu multiple utilizări,
afișaj LCD lizibil, buton de pornire și sistem dual de setări preferențiale, compartiment interior pentru accesorii și carcasă rezistentă la apă, capac inovator pentru spațiul de depozitare, simplu de utilizat, elegant și compact, sistem de suport, util inclusiv la poziționarea pe un perete, sistem de ventilație automatizat. Vă prezentăm acum modul de utilizare al noului igienizator Tien's Dicha. Să începem cu igienizarea fructelor și legumelor. Așezați fructele și legumele într-un bol plin cu apă. Scufundați sonda generatoare de ozon pe fundul vasului. Porniți aparatul și apăsați butonul Fruit timp de o secundă pentru a porni ciclul presetat de igienizare a fructelor cu durata de 5 minute. Introduceți legumele în apă. Apăsați butonul Veg timp de o secundă pentru a porni ciclul presetat de igienizare a legumelor cu durata de 7 minute. Acum, să urmărim felul în care igienizăm carnea și peștele. Rezidurile eliminate în urma operațiunii vă vor surprinde. Introduceți carnea sau peștele în apă, apoi porniți aparatul. Apăsați butonul Mid timp de o secundă pentru a porni ciclul presetat de igienizare a cărnii cu durata de 10 minute. La finalizarea ozonării, veți putea observa la suprafața apei o spumă albă, densă, compusă prin eliminarea rezidurilor toxice de antibiotice și alte substanțe chimice conținute în bucata de carne. Noul igienizator Tien's Dicha este ideal pentru sterilizarea veselei, biberoanelor, prosoapelor, hainelor și multor altor articole de uz casnic. Introduceți vesela și biberoanele într-un recipient plin cu apă. Introduceți sonda generatoare de ozon în recipient. Apăsați butonul CAP timp de o secundă pentru a porni ciclul presetat de igienizare a obiectelor casnice cu durata de 13 minute. Noul igienizator Tien's Dicha pentru carne, fructe și legume vă asigură soluția naturală de sterilizare și umbrela protectoare a unui stil de viață sănătos.